A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar povesti, un tărâm fermecat în care toate poveștile prindeau viață. În acest tărâm trăia un fecior pe nume Făt, frumos, încărcător. Numit așa pentru că mereu era în căutarea unui încărcător de telefon prin casă. Făt, frumos, încărcător, locuia într-un mic sat numit Wi-Fi Village, unde fiecare casă avea conexiune rapidă la internet, dar mereu se plângea că nu are semnal. Într-o zi, în timp ce făt frumos încărcător își căuta încărcătorul prin toată casa, mama sa, doamna două puncte jumătate, i-a spus că regele Hashtag a emis o provocare. Cine va reuși să aducă un unicorn electric va primi jumătate din împărăție și mână ficei sale. Prințesa? Share emoji. Făt frumos încărcător, având un spirit aventuros, a pornit la drum fără să stea pe gânduri după ce și-a împachetat rucsacul cu sandvișuri și un power bank, a plecat în căutarea unicornului electric. Pe drum, a întâlnit un bătrânel pe nume Moș Google, care știa toate răspunsurile la toate întrebările. Moș Google, știi cumva unde pot găsi un unicorn electric? Întrebă făt frumos încărcător. Desigur, dragul meu. Unicornul electric se află în pădurea codurilor Coor, dar să fii atent căci pădurea este păzită de zmeul zăpadă. Făt frumos încărcător a mulțumit și și-a continuat drumul. Ajuns în pădurea codurilor QR, a scanat fiecare cod întâlnit pentru a găsi calea cea bună. În cele din urmă, a ajuns la o peșteră unde zmeul zăpadă stătea de pază, butonând un controller de PS5. Hei, zmeule zăpadă, lasă-mă să trec, trebuie să găsesc unicornul electric." Spuse făt frumos încărcător. Nu te lasă să treci decât dacă mă învingi într-un meci de Mortal Kombat." răspunse zmeul zăpadă, ridicându-și privirea de la ecran. Făt frumos încărcător, fiind un gamer experimentat, acceptă provocarea și, după o luptă strânsă, reuși să-l învingă pe zmeul zăpadă. Zmeul, cu un oftat adânc, îl lăsă să treacă și indică drumul spre unicornul electric. În cele din urmă, făt frumos încărcător ajunse la unicornul electric, care păștea liniștit într-o poiană luminată de leduri colorate. Feciorul se apropie încet și scoase din rucsac un cablu USB-C pentru a îmblânzi creatura. Unicornul, recunoscând puterea tehnologiei moderne, se lăsă prins și încărcat. Întors în Wi-Fi Village, făt frumos încărcător a fost întâmpinat cu urale și aplauze. Regele Hashtag, impresionat de curajul și ingeniozitatea feciorului, îi dădu jumătate din împărăție și mâna prinței să share emoji. Nunta a fost transmisă live pe toate rețelele de socializare, iar hashtagul nunta secolului a devenit viral. În timp ce toată lumea se bucura și dansa la nunta celor doi, zmeul zăpadă, într-un colț al sălii de bal, se juca în continuare Mortal Kombat pe telefonul său, fiind acum prieten bun cu făt frumos încărcător. Și am încălecat pe o roată și v-am spus povestea toată. Dar înainte să încheiem, să știți că dacă nu dați like, share și subscribe, veți pierde semnalul Wi-Fi fix când aveți cea mai mare nevoie de el.